În contextul suspendării cursurilor din cauza epidemiei de coronavirus, Ministerul Educației și Cercetării a publicat câte un set a câte 5 subiecte pentru toate materiile de bacalaureat. Aceste variante sunt, în fapt, un antrenament pentru pregătirea elevilor care au de susținut în acest an examenele naționale. Ministerul Educației a publicat luni noi modele de subiecte pentru evaluarea națională și bacalaureat. Variantele trimise sunt un prim set de resurse de antrenament pentru elevii care vor susține examenele finale, iar link-ul poate fi descărcat de pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Olt. Subiectele sunt momentan încărcate fără barem de corectare, acestea urmând a fi publicate în cursul zilei de astăzi. Inspectorii din cadrul ISJ Olt au diseminat modelele de BAC tuturor directorilor și cadrelor didactice, care la rândul lor au avut misiunea de a le trimite elevilor spre rezolvare prin diferite rețele de socializare sau aplicații mobile. Subiectele au același grad de dificultate ca cel al unui examen național și sunt în deplină concordanță cu programa parcursă până la momentul închiderii școlilor. Atât noi de la inspectorat, cât și domnii directori, cât și profesorii, le-au transmis elevilor. Baremele de evaluare și de notare vor putea fi găsite pe același site, iar elevii se vor putea corecta singuri, astfel încât să vadă la ce nivel de pregătire au ajuns. Totodată, în cadrul emisiunilor Teleșcoala vor fi prezentate și explicate rezolvările acestor subiecte.